Dragi tovarăși și prieteni, fără îndoială, România a progresat. Dar nimeni nu a progresat mai mult decât mușchii mei, căci un corp fără mușchi e ca o țară fără fabrici de tractoare, combinate și hidrocentrale. Tovarăși, astăzi vom discuta despre ce înseamnă să fii în formă. Forma nu e opțională, forma e directivă de la Comitetul Central. Încep cu 1000 de flotări pe stomacul gol. Fiecare flotare reprezintă lupta împotriva imperialismului. După fac 3000 de abdomene. Un abdomen de fier este esențial, căci nu poți conduce o națiune cu o burtă de capitalist. La finalul acestor exerciții intense, beau un shake proteic secret de stat. Pot doar să vă spun că centrala de la Cernavodă furnizează energia necesară să-l prepar. O națiune puternică începe cu bicepși puternici, căci cine ridică haltera, ridică și patria spre culmile progresului socialist. Mă opresc doar când eu și fierul devenim tovarăși de suferință. Și știți ceva? Greutățile nu se plâng. Nici noi n-ar trebui să ne plângem. Să nu uităm de alergat, tovarăși. Eu nu alerg oricum. Eu alerg pentru viitorul luminos al patriei. Alerg pentru că un lider adevărat nu stă pe loc, ci împinge patria înainte. Să facem toți din fiecare zi o luptă pentru dezvoltarea noastră musculară și națională. Așadar, amintiți-vă, cine nu se antrenează, nu muncește. Și cine nu muncește, nu mănâncă.